Salutare, prieteni, bine ați venit pe canalul Alin de la Strehaia. Transmitem în direct și în reluare din Șatră. Ce faci, mamă? Tu stai de cu pe cineva din drum care a rămas. Și trebuie să-l duc, trebuie să mai ajuți oamenii. Ah, da. Da. Păi era în drum și l-am dus acolo. Cum care mi-a făcut în mașină. Ah. Era și el în drum. Ce era de fapt? Doamne, așa e. Ce fac cu oamenii aici? Construcții, construiesc, ce fac? Las facă ce vrea. Uite, haine lui Ion. Ce crede că le țin acolo? Ce facem noi cu Ion Dileau? Vin afară, hai să mâncăm ca să spăl covoarele. Ce să mâncăm? Că nu, mă doare stomacul, mă doare toată noaptea. No. Nu mănânc, pe bune. Hai, tocană. Eu nu știu să mai mănânc. Nu mai cred că de la tocană mă doare. Asta e cu mazării, cu altceva, fasole de aia verde. Încercăm. Mai târziu. Uite, Iisus, să stea boarfe de lui acolo. Când o fie? La noi, acolo. Hai acolo, ca să... Nu vin. Ce faci, patroană? Nu uși rotale, că n-am sursalele. Am auzit, vină încoa. Te bune să apă doctor la inimă. Da. La tocană. Ce mai vopsești acolo? Da? Ce mai vopsești? Davide. Poți avea în ordine? La ce puteți din ospital? Poți Dicas. Bă, dar unde? Nu știu. Prieten, patroana este îngrijorată că i-a fost rău la urmă. Și că toată noaptea l-a durut capul, doare de toate, patroana dacă doare capul spune că trebuie să-i facem control la inimă. David, unde duci? Și chiar nu știu ce să facem. Copiii la fel bolnav, părerea mea este că ar trebui aduși acasă fraților, să stea acasă, să vorbim, să mergem la medicul de familie, să le dea tratament antibiotic injectabil. Pentru că așa am fost eu cu gâtul și nu mi-a trecut, pentru că n-am făcut injecții. Am luat la pastile așa de mi-am distrus stomacul. Și gândiți-vă câte pastile am luat și cu dinții înainte, că ultimele aproape două luni numai un pastile am ținut-o. Un calmante și de-astea de dureri. Ba cu dinții, ba cu gâtul, ba răceală, ba nu știu ce. Nu prea am luat nici protecție de aia de stomac și uite, aseară m-a durut stomacul toată noaptea. Sper să-mi treacă astăzi, dar și de la mâncare, știți că na, n-am mai mâncat cum mâncam înainte. Este un șoc pentru organismul meu. Și înțelegeți acum ce vreau să zic. Acum și după ce terminăm cu postul, ar trebui să mâncăm așa, nu haotic, cum vedem mâncarea, să tăbărâm pe ea. Trebuie să mâncăm ușor așa treptat. Să vedem, sper că vine ursul astăzi cu copiii acasă și să vedem ce facem. Să mergem cu ei la medicul de familie, să le dea tratament. Eu zic să le dea tratament injectabil, pentru că fac 3 zile, 5 zile antibiotic. Bineînțeles, asta decide medicul, dar cu siguranță le va da. Că au luat de atâtea săptămâni antibiotic, pastile și nu merge, trebuie schimbat normal. Și sigur să le dea injectabil. Să facă și ei tratamentul ăsta 3 zile, 5 zile și o să fie bine. Dar dacă stau așa și pastilele nu merg, se agravează. Ursul cu durerile de cap. Nu știu, prieteni, la noi nu sunt așa spitale și de specialitate. Nu știu cum vreau să zic, să nu mă înțelegeți greșit. Sunt, dar nu e cum e la București, cum sunt în alte orașe mari spitalele și verifică oamenii și fac investigații și știu și au mai întâlnit cazuri și... Na. Nu știu, și ursul a trebuit mers la București să facă niște investigații. Și la cap și la inimă, cum spune patroana, pentru că și el de mult timp are stări de-astea de rău, dureri de cap, probleme. Dar trebuie, na, nu știu. Trebuie ocupat, prieteni, în primul rând, de sănătate, mai ales dacă noi știm prin ce am trecut cu problemele astea și cu sănătate. Și mai ales dacă nu te duci la timp. Dar uite, tot așa spune, mă doare puțin stomacul, mă doare aia, las că-mi trece, lasă că iau o pastilă, las că nu știu ce. Și așa trece timp.
O să vedem ce o să facem. Poate vin și ei astăzi acasă și hotărâm împreună. David! Da. Ce faci, măi, băiatule? Unde te-ai căzut? Din cadrul acolo. Ce facem? Stop! Are 10 minute, o să intre în live. O să intre în live? Live, David? Da. Bravo, mă. Am încercat. Da, prieteni, și ce vreau să vă mai zic, tot așa în legătură cu problema asta cu ursul și copiii, știți foarte bine de la început, de când am plecat, că părerea mea era să rămân acasă, adică nu în sensul, toată lumea m-a înțeles greșit, de ce vrei să rămân acasă, de ce, nu știu ce. Tu de ce n-ai stat acasă până acum și ai stat la apartament? Păi, fraților, suntem la noi acasă. Este bine, eu v-am spus de ce am stat plecat atâta timp cu Mihaela. La mine a fost altă situație, alte discuții, alte probleme. Au fost probleme, a fost mai greu. Înțelegeți? De asta n-am venit, că aș fi venit și eu de mult acasă. Dar vedeți cum s-au rezolvat problemele, am început să stăm mai mult pe acasă, să ne petrecem timpul acasă, pentru că ca acasă nu e nicăieri. Uite, și nouă ne e drag să ne facem lucrurile prin curte, să ne facem, să ne aranjăm, să avem frumos totul aici. Dar înainte, dacă nu stăteam și veneam o zi, două acasă, n-am putut să facem nimic. Și știți foarte bine, ani de zile, ultimii 2, 3, 4 ani, că am fost numai pe la pușcării, numai pe la spitale și numai așa. Că foarte multă lume ne critică și, na. Eu dacă spun o părere acum că aș vrea ca fratele meu și copiii să vină acasă, să stăm alături toți acasă, înseamnă că sunt dușmănos pe el să vină să stea cu patroana la ordine, nu patroana. Nu, frate, poate să vină, vorbim cu patroana, facem ședințe, toți ne strângem toți la masă și vorbim. Păi, patroana, suntem o familie, așa și așa, ne ajutăm, normal, dar nu suntem sclavi sau angajați sau nu știu ce. Când avem chef și putem să facem ceva, facem. Când nu, nu, la urma urmei avem și noi o vârstă, avem viața noastră, avem copii, avem... Na. Înțelegeți? Dar la noi, prieteni, toate problemele astea pleacă de la comunicare. Pentru că nu stăm cu toții la masă să comunicăm și să rezolvăm problemele pe care le avem în familie. Ăla pleacă cu ideea lui și cu părerea lui, celălalt la fel și tot așa. Și uite așa, nu se ajunge la nicio concluzie și apar numai discuții și probleme. Nu știu, nici eu în perioada asta, vedeți, n-am mai plecat la Pitești-Niceri, pentru că am zis să mai stăm câteva zile, să mai terminăm și ce avem de făcut pe acasă și... Nu, lasă-l așa, că stătea bine. Te rog frumos. Și n-am mai plecat, pentru că a venit vara, acum e frumos. Am stat aici ultimele luni de iarnă, de frig, am stat, am chinuit și acum a venit vara și plecăm. V-am zis, aș vrea și eu să stau la Pitești. E mai liniște, într-adevăr, e mai relax. Dar e mai frumos acasă, la curte, mai ales cu toții pe aici. Mai ales că ne place și vrem să ne amenajăm și noi curtea, să ne facem treburile. Uitați, am rămas și-o fără voce. Și... O să mai și plecăm, vă dați seama, mai venim și pe acasă. Asta nu înseamnă că o să stăm în permanență la Strehaia și că nu mai plecăm de aici, că am rămas blocați. Doar că vrem să stăm să ne aranjăm și noi treburile la punct. Plecăm și noi când mai avem treburi la Pitești, la București. Venim și noi acasă în weekend, facem și noi un grătar ca toată lumea. Vrem să aranjăm și noi toate treburile astea, să avem și noi liniște și relax. Tocmai de asta vreau să fac și foișorul aici, v-am zis, vreau să cumpăr un grătar foarte frumos, pentru că mi-e drag să fac lucrurile astea, să am lucruri frumoase, de calitate, și când vin acasă să fac un grătar și să mă simt bine, numai în haos și în asta. Tocmai de asta chiar mă bucur că îmi aranjez aici foișorul meu în față, patroana să facă ce vrea între alei acolo, pentru că mereu când am făcut ceva, vreo petrecere sau am cumpărat oi, miei, curcani, porci, a fost haos. Patroana grăbită ca de obicei, ăla așa, ăla nu vine la masă, ăla se grăbește. Mie îmi place când faci, de exemplu, băi, astăzi facem grătar, faci grătar, frate, stai relax, faci grătarul cum trebuie. Nu așa să cumperi ceva și să faci, hai repede, hai nu știu ce, haos, discuții, gălăgie, să nu mai chefte nimic, nici grătarul să nu iasă bine. Nu știu, ați văzut și voi situația cum este la noi? Dar ușor, ușor, eu sunt convins că putem să le rezolvăm pe toate.
Doar că trebuie să comunicăm mai mult pe baza acestor probleme. Și eu ieri am vrut să plec, dar parcă mi-a fost așa, nu știu, mi-a fost greu. Și am zis și lui tata, hai să mai stă câteva zile și plecăm, vedem zilele următoare. David, tu vrei să plecăm la Pitești? Păi așa, așa, așa. Cum adică? Păi putem să-i luăm, să-l împrumutăm PS-ul de la Pinter și mai stăteam aici. Aici? Da. A, tu cu PS-ul ești? Da. Băi, tu ești cu PS-ul? Sau un Xbox One cu... Lasă-mă tura. Un Xbox One Lasă-mă cu 5 tura. Milioane. Îți iau. Păi, de când să dai 14 pe PS, mai bine dai 5. Nu, că iau PS, că mie PS-ul îmi place. Păi de ce nu-mi place și Xbox? Nu-mi place. De ce? PS vreau. Dar nu merge să-mi iau GTA Online. Cum să nu mergă pe PS GTA Online? Ce-ai? Cine te-a mințit? Alex Alonso mi-a zis. Nu știi, Alex. Toată lumea se joacă pe PS. Ridică-te de acolo, te umpli de praf. Zi unde îți place mai mult, la Strehaia sau aici? Sau la Pitești? Aici. Vino să-ți arăt de ce. Hai. Pentru că în fiecare zi poți să fii aici frumos, să luăm biliard. A, bravo, felicitări. Haide la magazin să bem un suc, David. La bar? Nu, la bijuterie acolo. Au. Hai la bijutiera, dar pe jos. Ca să facem și noi sport. Păi pe jos mergem. Hai pe aici, că mai scurt. Hai, lasă, care treabă fane acolo. Vezi că dă cu peria. Pe port. Curăță porțile. Eu o să le vopsea. Davide. Da. Fane, merge Vanda. Bra. A? Bormașină n-am, trebuie să cer de la Luci, zi lui tata să sune. Când vin de la magazin, mă duc să cumpăr. David. Hai. Davide. Vezi ce frumos e să mergem pe jos la magazin? Da. Nu? Serios e tare. Da, mă, da. Mă, îți place la tine să mergi pe jos la magazin? Frumos, relax, nu? Relax. Bravo, David. Când mai trec pe aici, mai e bădiță pe la bijutieră, că aici stă cu băieții. O fi bădiță pe aici? Nu, nu, nu cred. Acum o fi? Nu e. Nu e. Păi bădiță, bădiță pe aici își face viața. Păi da, pe la poker, pe acolo. Prin joacă poker. Poker? Da. Nu pot să cred. Ia stai. Gata, prieteni, ne-am luat și noi suc. Bem un suc, ne-am luat suc și acasă. Stăm și noi ca băieții la aer, la terasă aici, la noi, la magazin. Mâncăm o Eugenie, David? Drink? Bine, vorba bine la noi, la magazin, că nu e magazinul nostru. Ba, e ca așa nostru. Păi venim în fiecare zi. Da. Păi, nu? Îți place la noi la magazin? De câte ori am venit? Mi-e place aici. Îți place, nu? Mm. David, te-a mai supărat patroana? E bine că a putut să fie liniștită, măcar o dată în viața ei. Da? E bine atunci. Dacă nu te-a supărat. Ai vrut?
merge mâine dacă e. Să mergem la mătușa ta, la lac. Da, la Luci, că Luci are lac. Hai că revenim de acasă. Uitați voi, l-am găsit pe unghii la aia. Ioane, unde dormi, frate, seara? Eu pe acoperiș, cred că... Pe... Zi, mă! Nu vorbești? La bucătării, mă, la cutunița și la bucătarul îți mergea gura, vorbeai de noi ca pe bandă. E frumos? Îți pare rău de ce ai făcut? Zi, de ce vorbeai de noi? Eu... Ei te-au pus. Am plătit utilități da, pentru da, tine, să stai la noi. Bravo, David! Hai, lasă-l! Lasă, Ioane, noi te iertăm ca de fiecare dată, frate, mai ales în postul Paștelui. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Ioane Zileaua, Doamne ajută! Eu m-am gândit să-ți fac o cameră în garaj. Să-ți cumpăr un pat și să-ți amenajez garajul să fie camera ta. Vrei? Ce părere ai? Dar nu mai bea, omule, tu nu vezi ce ai ajuns? Da, da, știu. Ești alcoolic? Cum? Îi fac o cameră în garaj, Costele. Care cameră? De la Leo, aia de jos, de unde ai stăcină, în vale. Aia nouă? Păi a lui, mă. A, paseară, ce crezi că l-a prins că dormea acolo? Da, mă, da. Așa, Ioane? Mă, dar de ce bei halul ăsta nu mai știi de tine? Păi vezi? Serios? Nu mai bea, frate. Păi vezi? Îl lua să vii și tu, trează cu minte, să-ți dau da. De muncă, uite, să faci porțile la casă, să te plătesc. Da. Am făcut deja. Ce ai făcut? Că tu ești mor de bet. Eu o chem. Aș un Costele ca două dilo. Băi, băi, pulă. Du-te! Băi, chiar nu te aici. Băi, ce du-te, mă, du-te. Ai pus că e casa ta. Du-te și lasă-mă, frate. Ioane, nu fii agresiv. Du-te, lasă-mă. Băi, dau cu tine pe stradă acum. Băi, copile, du-te, mă. Copil la 65 de ani, copil. Băi, copilule, Murtane. Du-te, mă, și lasă-mă. Băi, Ioane, ce comu, că ți-a vorbit frumos. Dar du-te, du-te, lasă-mă, nu? Păi de ce, mă, nici? Mi-am murit unghi, mă, și pleacă, lasă, te rog. Care unghi? Mă, care unghi ți-a murit? Unghi. Care e? Mă, care unghi, Costele? Nu, ce, bă, du-te, nu mai... Păi ce treaba ai tu cu mine sau cu tine? Lasă-mă, pace! Eu stau de vorbă cu omul ăsta. Băi, Ioane, ce cum? Baia, eu stau cu tine vorbă. Mincinosule, tine. Du-te, bă, și lasă-mă pace, pe bune. Îmi am încă că cu ea, ca cazirea cu ea, ai fac-o frumos, că ea gălesc că se iau. Na, Dino. Bă, zicăți, tot e pohabel, bă. Pohabel? Bă, zicăți? Da. Bă, la mișoarea. Da. Ioane! Bă, omule, nu mai bea, tu nu vezi ce hale ești? Eu vreau să te aduc pe calea cea bună. Da, 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 du-te. Dar omul ți-a vorbit frumos, Ioane. Dar lasă să pleci. Mai bine stai în banca ta, ce cauți scandal cu omul? Omul ți-a vorbit frumos și tu începi să-l înjuri. Pe bune, de la băutură ești așa. De la băutură e așa. Nu mai bea, Ioane, nu mai bea. Vrei să te internezi la dezalcoolizare? Să scoată alcoolul din tine? Vrei? Atunci am avut rezultat. Atunci, da. Am avut rezultat. Nu uite, nu uite. Ioane. Ion Dileaua. N-ai ce să faci cu Ion Dileaua, fraților. Spuneți că e vina mea. Nu. Spuneți că e vina mea, că nu știu ce, că noi suntem răi. L-am iertat de atâtea ori, fraților. Dar sunt niște oameni care ne critică din cauza lui, aiurea așa, fără să știe. Dar n-ai cum, e un om pe care nu ai cum, uite, nu e stare să vină, să-l pui la masă, dai să mănânce. Nu e stare nici asta să facă, asta din vina lui. Nu e că nu-i dăm noi sau nu știu ce.
Noi am vrut mereu să avem grijă de el, dar să facă și el măcar treabă prin curte, măcar să dea cu mătura fraților. Păi le iau să vorbească pro și mie și la toată familia și să-i dau și de mâncare, voi așa vreți? Măcar să dea și el cu mătura, să facă treabă, n-are nimeni treaba lui, să nu mai bea. Dar cum să-l suport să vorbească prost și nu știu ce la toată lumea? Vă las ține o zi din viața voastră pe Ion, la voi în curte. Hai să facem un challenge de ăsta, la comentatorii aia care țin partea. Voi l-ați iertat de atâtea ori. Voi știți doar o una și bună, o poveste, dar voi ați și-ați rămas setați așa și oricineți. Mult și bine cu Ion Dileaua. Și acum s-a dus să-l mărlige oamenii, să nu mai fie prieten. Omul că... Lasă că știe toată lumea pe Costele Forță aici. Răspundem acum. Prieteni, încheiem aici. Vă pupăm, vă dorim o zi minunată și ne vedem mai târziu.